În seara aceasta, textul din calendar și tema este Nu uita binefacerile Domnului. Și textul este din Psalmul 103. Și o să citim împreună primele cinci versete. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, plecând de la tema aceasta, am intitulat mesajul Adu-ți aminte. De fapt, dacă spune cineva ai grijă să nu uiți, asta înseamnă că spune să-ți aduci aminte. A-ți aduce aminte înseamnă a nu uita. E același lucru. Adu-ți aminte. De ce este important ca să ne aducem aminte? De ce este bine ca să ne aducem aminte? Și de ce ne-a binecuvântat Dumnezeu în felul acesta ca să ne putem aduce aminte? Dumnezeu a pus în noi, în om, o capacitate care nu se poate asemăna cu nimic din creație. Omul are capacitatea să înregistreze în creierul lui câteva zeci de mii sau sute de mii. Cândva am citit, dar acum îmi scapă și nu vreau să spun o cifră falsă, dar cândva am citit care este capacitatea unui creier omenesc în mediu vis-a-vis de computerele care există. Și zeci de mii, sute de mii de computere care pot să fie înregistrate aici. Creierul nostru, mintea noastră, are această capacitate ca să înmagazineze, să storeze, să salveze, să țină în dosare care poate rămân ascunse și nu sunt accesate numai o dată la câțiva ani. Bună oară, noi care am plecat din România, din când în când mai auzim câte un cuvânt pe care nu l-am folosit de 30 de ani sau de 40 de ani. Și ne aducem aminte, ni se deschide dosarul ăla în computer, ai, se deschide, n-am mai auzit cuvântul ăsta, extraordinar, dar ți-aduce aminte de el și îl repeți o dată de două ori, vezi dacă am plecat din România, sunt multe cuvinte care nu le mai folosim, foarte multe cuvinte care nu le mai folosim. Apoi românii din România au adăugat la vocabularul lor o mulțime de cuvinte la care noi n-am fost expuși fiind plecați din țară. Apoi noi, la rândul nostru, am românizat o mulțime de cuvinte în limba engleză. Și dacă ne ascultă unul și altul care nu e obișnuit cu viața de aici, zâmbește, se râde, băi, românilor, ce sunteți, analfabeți? Mintea are capacitatea asta să storeze, să înmagazineze și te ajută să accesezi ori de câte ori ai nevoie. Și este limitată, dar totuși capacitatea ei este imensă. Și uneori ne mirăm de noi înșine, mai ales când înaintezi în vârstă. Ai ajuns la 50 de ani, la 60, la 70, la 80. Și zici, unde s-a înmagazinat atâta informație, atâta cunoștință, atâtea experiențe, atâtea imagini? Te întâlnești cu oameni pe care nu i-ai văzut de 30 de ani, poate că nu mai știi cum îi cheamă, dar ți-aduce aminte de imaginea lor. Imaginea lor s-a înmagazinat undeva. E extraordinar cum ne-a creat Dumnezeu. Ăsta e un har, dar poate să fie și o pricină de necaz și durere. De exemplu, în familie,
Sunt experți care își aduc aminte numai de gafele, necazurile și problemele lor. Și din când în când, sau foarte des, lasă că așa mi-ai făcut data trecută. Lasă, tu vorbești, vezi-ți de treabă. Și în continuu își aduc aminte de greșelile lor, de păcatele lor, de cuvintele nepotrivite. Ce se întâmplă cu astfel de relație? Ce se întâmplă cu astfel de relație? Nu poate înainta, nu poate progresa. Dacă ți-aduci aminte de tot ce-i rău în continuu și aduci aminte la soție, intrați și în stare de depresie și într-o ceartă și o neînțelegere, că nu mai repară nimeni, numai bunul Dumnezeu. Dacă dă mai multă minte și începi să scoți din magazie, să scoți afară ce-i rău. Dar dacă în relația asta îți aduci aminte doar de lucrurile frumoase și ori de câte ori ai discuții, ori de câte ori călătorești, vai, dragă, ce frumos, ții minte atunci, acolo, ții minte când am fost, când am vorbit, când am ajuns, ții minte, ți-aduci aminte și împărtășiți lucrurile frumoase. Ce face o astfel de relație, o astfel de comunicare într-o familie? Cum înflorește? Cum te bucuri? E o plăcere. Dar lucrul ăsta se realizează și între prieteni, între oameni care nu s-au mai văzut de mulți ani. Ce discută? Ce discută oamenii după 30 de ani după ce se întâlnesc? Bă, nu ne-am mai văzut de 30 de ani. Și foarte interesant că cei doi discută foarte puțin de ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. De ce? Pentru că nu-i comună istoria lor. Discută de ce s-a întâmplat înainte cu 30 de ani, adică de când au fost ei împreună, când au fost colegi în armată, când au fost colegi la școală. Au trecut peste 20 de ani până când am reușit să mă întâlnesc cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din armată. Au trecut peste 20 de ani. Și asta cu ajutorul soției, cu niște telefoane, nu m-am trezit că vorbesc cu el la telefon și m-am întâlnit cu el în România. Ce credeți că am discutat noi? Prea puțin am discutat de ce s-a întâmplat de la armată și până acum. Am discutat și asta, dar puțin. Dar ce am discutat? Bă, ții minte! Ții minte! Ții minte unde am fost, cum a fost. Extraordinar! Ce har și ce binecuvântare! Ca să poți să vorbești despre lucruri care s-au întâmplat, să-ți aduci aminte de lucruri bune, în mod special, și cele rele să le lași deoparte, pentru că în felul acesta te bucuri, înflorește o relație. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne cere, ne cheamă, aș îndrăzni să spun, ne poruncește să ne aducem aminte. Pentru că atunci când ne aducem aminte, ceva se întâmplă. Și în seara aceasta, în prima parte, PowerPoint-ul e numai pentru partea a doua, nu-i încă acum. În prima parte, cuvântul lui Dumnezeu citit arată câteva aspecte, specifică doar câteva lucruri de care să ne aducem aminte. Ce să ne aducem aminte? Uitați! Nu uita niciuna din binefacerile lui, versetul 2. Și versetul 3 începe cu aspecte specifice. El îți iartă toate fără de legile tale. Știi ce înseamnă asta? Adu-ți aminte că El îți iartă toate fără de legile tale. El ne iartă toate fără de legile noastre. Asta trebuie să-ți aduci aminte. Dacă ți-aduci aminte și dacă mi-aduc aminte că Dumnezeu mi-iartă toate fără de legile mele, asta mă ajută să fiu un pic mai smerit. Pentru că atunci când zic, Doamne, iartă-mă, sau Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat, recunosc că am greșit. Și când recunosc că am greșit, mă smeresc un pic, îmi plec capul, Doamne, sunt vinovat. Dar trebuie să mi-aduc aminte, care e cel mai mare dar pe care l-am primit noi de la Dumnezeu? E iertarea, fraților, e iertarea, prin Hristos, prin jertfa Lui. Unii poate ați mai primit daruri, I don't know what's the most expensive gift you've ever received. Vine Christmasul, Christmas comes, oh, we have gifts, mom, dad, bunicu, bunica, bunu, buna, sau mai știu eu cum le spuneți. Vine Christmasul, trebuie la bucătărie sau sub pom să fie cadouri mari. Oare ce-i?
Și fiecare trebuie să primească acum cadouri. Și primesc cadouri și nu prea se mai bucură și bieții părinți acum. Uneori le plâng de milă, că nu mai știi ce să cumperi la copil. Că copilul are de toate și strâmbă din nas. E indiferent, aproape orice îi cumperi. Trebuie cumva să inventeze ceva jucării noi. Care e cel mai scump dar pe care l-a primit vreodată de la cineva? Și dacă e cel mai scump dar, de la nu uiți. Eu m-aș fi bucurat să primesc o mașină de la părinți. Dar părinții mei, la rândul lor, ei nu au avut niciodată mașină și nu au condus niciodată mașină. Și nu au putut să-mi dea. M-aș fi bucurat să-mi facă cadou o bicicletă. Și n-am avut ocazia. N-au putut să facă lucrul ăsta. Unor copii și tineri, părinții le fac cadou bicicletă. La alții li se face cadou o casă. Dumnezeu a binecuvântat munca părinților, a bunicilor, s-a căsătorit copilul, cadou, o casă. Domnul se binecuvântează. Nu trebuie să fie nimeni gelos. În viață primești cadouri, alții nu prea au primit cadouri. Alții nu prea au primit, alții nu m-au dat. Dar știți care e cel mai mare cadou pe care l-am primit? Noi, în timpul vieții noastre. Iertarea de la Dumnezeu. Și în seara asta suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu să ne aducem aminte. Pentru că dacă ne aducem aminte, prin asta recunoaștem îndurarea Domnului. Al doilea lucru, vindecarea bolilor. El îți vindecă toate bolile tale. M-am bucurat în seara aceasta și de fratele Eugen. Fratele Eugen e tata socru a fratelui Ștefan Petriuc. M-am bucurat, nu mi-a venit să cred. Și declarăm încă o dată, Dumnezeu este medicul nostru, e medicul cel mare. Că poți să mergi la operație, poate să te taie și ai rămas cu atât. Dumnezeu este cel care așează lucrurile la loc. Dumnezeu este cel care vindecă. Dumnezeu este cel care intervine. Noi în casa lui Dumnezeu în seara aceasta, cred că suntem sute de persoane aici care am avut o experiență de vindecare în timpul vieții noastre. Și aș îndrăzni să vă întreb și să ridicați o mână înaintea lui Dumnezeu, care ați avut o experiență de vindecare în care la cina Domnului, la rugăciune, la ungere cu un de lemn, ați avut. Mai ridicați odată mâna sus. Vedeți, sunt sute de mâini care se ridică. În seara asta și acum, aduți aminte de ziua în care Dumnezeu a privit înspre lacrimile tale. De ziua în care ai gemut la spital și ai zis că nu știi dacă mai ești afară și uite că ești în casa Domnului. Ziua în care ai fost în accident, poate ai avut oasele rupte, ai fost prins cu șuruburi și în gips, cum a mai trecut unii, wow, o să mai fie omul ăsta normal. Și merge la casa Domnului și laudă pe Dumnezeu. Nu uita de ziua în care Dumnezeu te-a vindecat. Și alții au fost vindecați de mai multe ori. Și alții au fost vindecați de boli incurabile. Și pentru asta lăudăm numele Domnului. Adu-ți aminte de vindecarea bolilor. Izbăvirea din groapă. El îți izbăvește viața din groapă. De câte ori te-a izbăvit Dumnezeu? Poți să-ți aduci aminte de un moment special din viață în care ai fost izbăvit, în care ai fost salvat? Un moment special în care ai crezut că ori o să mori, ori o să fii prins? Hai să nu vorbim de cei care au trecut frontiera. Cei care au trecut ilegal frontiera, deși că au trecut mulți ani. Dacă vorbesc cu fratele George Ciurdaș, George Lazan, sora mea, Anica, odată pe an, 12-13 octombrie, dacă îi întrebați pe ei, oricând, să mai trăim încă 100 de ani de acum, nu sunt șanse aici pe pământ, dar încă 100, dacă o să-i întrebați ce a fost în 12-13 octombrie 1986, ce a fost? O să fie foarte ușor să-și aducă aminte. Am trecut frontiera. Dar de ce ții minte așa de ușor? Pentru că a fost o zi a izbăvirii. A fost o zi în care am văzut mâna lui Dumnezeu. Dacă suntem aici, dacă am trecut frontiera cu bine, dacă am scăpat,
că am putea să povestim despre asta, o predică să fie numai despre asta, cum am plecat și cum am ajuns. Și în toate astea să scoatem în evidență intervenția lui Dumnezeu. Am declarat atunci, în noaptea aceea, că numai Dumnezeu ne-a izbăvit și declarăm și azi. Câți dintre dumneavoastră ați trecut frontiera ilegal și v-ați păzit de soldați, de Dunăre, de... Ridicați o mână, că acum sunteți legali. Nu mai e problemă. Nu vine domnul Trump după voi. Ce facem prin asta? Declarăm că Domnul este izbăvitorul nostru. El ne-a salvat. Știți că am ajuns în lagăr? Am ajuns în lagăr și unul a zis, fratele meu a murit în Dunăre, l-a prins în Dunăre. Au venit soldații și au trecut cu șalupa peste el. Mulți au murit în Dunăre, alții au scăpat. Dintre doi frați, unul a trecut frontiera, altul a murit. Alții au fost prinși, dintre doi, unul a fost prins, unul a scăpat. Din 10, 3 au fost prinși, 7 au scăpat. Și am ascultat toate istorisirile astea și în toate am văzut că dacă Dumnezeu s-a îndurat, am ajuns cu bine și noi zicem, Domnul ne-a izbăvit. Am primit un bilet mai târziu care spune așa și e un exemplu bun pentru predică. Iubită biserică, am sosit pentru prima dată în mijlocul dumneavoastră. Sunt din Atlanta, Georgia și vreau să vă mulțumesc pentru rugăciunile care le-ați făcut pentru familia noastră când a fost greu încercată și Domnul a dat izbăvire. Vă mulțumim în numele Domnului Iisus, sora Rodica Coșcodar. Dacă e aici, sora Rodica, vă rog, ridicați-vă sau ridicați o mână înaintea Domnului, că am primit biletul ăsta. Unde sunteți? Aici. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim Domnului că Domnul a dat izbăvire. Domnul este Cel care intervine, fraților. El nu e undeva departe și din când în când se mai gândește la noi. El este cu noi, este alături de noi și mâna Lui nu-i prea scurtă ca să izbăvească. Aduți aminte de izbăvirea dată de Domnul. Apoi, viață binecuvântată. Ne aducem aminte de iertare, de vindecare, de izbăvire și de viață binecuvântată. Ascultați, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. El îți satură de bunătăți bătrânețea. Dacă tot am dat exemple așa, haideți vă rog pe cei care sunteți peste 65 de ani, la noi nu ni rușine să ne spunem vârsta, între americani, nu, câți ani ai, nu, asta e pentru mine, pentru că vreau să fiu sigur că oamenii cred că sunt 10 ani mai tânăr decât sunt, dar vezi că buletinul te dă de gol și dacă e spitalul și moartea, nu are rost să te ascunzi. Care sunteți peste 65 de ani? Vă rog să vă ridicați în picioare. Vă rog să vă ridicați. Vă rog să vă ridicați. Că vă cinstim în seara asta. Peste 65 de ani. Vă rog să vă ridicați în picioare. Să vedem dacă sunt 2 sau dacă sunt 200. Vedeți? Au prins curaj. Rămâneți în picioare doar 2 minute. Peste 65 de ani. Noi zicem că de la 65 de ani omul se pensionează, unii chiar mai devreme, alții la 67, alții la 70, alții nici nu vor să audă. La 90, încă să țin tari, cu vitamine, cu exercițiu, cu business, noi, unii. Fiecare după moldul, după matrița după care a fost construit. Puteți să ocupați locurile, că acum vă rog să ridicați mâna dacă considerați că vă încadrați aici. El... Adică Domnul îți satură de bunătăți bătrânețea. El îți satură de bunătăți. El te încununează cu bunătate și îndurare. Puteți să declarați lucrul ăsta și să spuneți: El, Domnul îți satură de bunătăți bătrânețea. Adică nu duci lipsă de lucrurile bune și frumoase de care ai nevoie. Te-a ajutat Dumnezeu să fii tânăr, să-i slujești lui Dumnezeu o viață. Ai ajuns acum la bătrânețe sau înspre bătrânețe și zici, Domnul e bun cu mine, nu duc lipsă de nimic.
am soț, soție, pentru cei care încă mai sunt în viață, am copii și nepoți, am casă, am un loc unde să-mi plec capul. Frigiderul mi-e arhiplin, că problema noastră nu-i că e gol frigiderul, problema noastră e că e prea plin frigiderul și problema noastră e că e lumină în frigider și noaptea ai acces la frigider, că așa a zis cineva, de aia ai bec în frigider, ca să ai acces noaptea la el. Și am zis, Doamne, măi, stinge, spargeți becul de la frigider. Problema noastră e că nu avem, nu-i că nu avem bunătăți, ci că avem prea multe bunătăți și trebuie să punem frână, înfrânarea poftelor, trebuie să manifestăm răbdare. Frați și surori, trebuie să ne aducem aminte. Aduți aminte că El, ăsta-i punctul esențial, fraților, observați că totul începe cu El. El te iartă, El te vindecă, El te izbăvește, El îți satură de bunătăți bătrânețea. Accentul se pune pe El, că de la El vin toate, binecuvântat să fie numele Lui. Aduți aminte în seara asta, pentru că vei fi binecuvântat. Ce înseamnă aducerea aminte? Ce înseamnă? Ce valoare are? Ce semnificație are aducerea aminte? În primul rând, recunoașterea Domnului ca purtător de grijă. Când îți aduci aminte de ceva ce Dumnezeu a făcut în viața ta, a făcut în viața mea, eu recunosc că Domnul este Cel care poartă de grijă. Deuteronom, capitolul 8, versetele 17 și 18. Ascultați, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți dă putere ca să le câștigi. Frați și surori, noi am fost tot aici, la adresa asta, în urmă cu 35 de ani, în 87. Și în 87 țin minte că a fost o singură familie din biserică ce a avut mașină nouă cumpărată de la dealer. Toți ceilalți am avut mașini vechi, mașini lovite pe care le-am reparat și le-am folosit. Poate mai țineți minte video-ul ăla, cândva o să, dacă Domnul ne ajută și trăim în mai puțin de 2 ani de zile, o să avem 40 de ani de la înființarea bisericii, o să sărbătorim cu ajutorul Domnului, dacă Domnul nu vine și noi în fi în viață, 40 de ani, și o să vedeți imaginile cu parcarea, parcarea în ziua în care s-a inaugurat locașul de închinare de aici. Asta spune ceva. Și acum te duci în parcare? Nu știu, n-am curajul ăsta. N-am curajul. Dar dacă aș merge în parcare și aș inventaria, nu știu câte zeci de milioane de dolari sunt în parcare. În parcare. Poate că or fi și ceva datorii acolo și eu v-aș sfătui să nu vă băgați la datorii. Dacă n-aveți bani, nu vă cumpărați mașini scumpe. Noi așa am învățat când am venit în America. Fratele moldovan m-a dus la un action și mi-am cumpărat o Toyota Tercel cu 1100 de dolari. 1100 sau 1200 de dolari a fost. Cu 23.000 de mile de 2 ani, din 85 a fost. Eu am sosit în 86, aproape 2 ani, din 85 mașina. M-a mai costat vreo 400 de dolari, o reparat-o și am fost boier. Boier cu B mare. N-am avut aer condiționat, n-am avut aer, nu a fost automatic, a fost cu schimbător de viteze, no problem. N-am avut nici power window, cu mâna am dat geamul jos ca să vină căldura de afară, să nu mă năduș de căldura dinăuntru. Și a fost ok, a fost fain, așa am învățat când am venit. Și am zis, nu te băga la datorii, n-are rost dacă nu-s bani. Ce-mi trebuie mie lux? Ce-mi trebuie mie mașină de 60.000 de dolari când eu nu am income, n-am venit numai pentru mașină de 20.000? Cumpără-ți de 20.000, cumpără-ți de 10.000. Ia-ți, du-te la Action, cumpără o lovită, repară-o și condu-o până când o să ai mai mulți bani. Dacă ne uităm acum și ne gândim la ce a fost în urmă cu aproape 40 de ani, ce facem? Recunoaștem purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Domnul
este cel care a purtat de grijă. Fraților, nu brațul nostru, nu tăria noastră, nu înțelepciunea noastră, nu priceperea noastră, ci Dumnezeu care a purtat de grijă. Asta înseamnă când îi mulțumesc lui Dumnezeu, când îi mulțumesc lui Dumnezeu, declar că El mi-a purtat de grijă, recunosc lucrul ăsta. Când îi mulțumesc lui Dumnezeu, îl declar pe El ca și cel care poartă de grijă. Îl declar și îl recunosc că El este purtător de grijă și mulțumirea se îndreaptă celui ce poartă de grijă. Mulțumirea se îndreaptă către El. Prima dată îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El îmi poartă de grijă. Și apoi mulțumirea o duc întotdeauna Lui, persoanei Lui. Numai El este Cel care îmi poartă de grijă. Efeseni 5:20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Mulțumirea se adresează Lui, pentru că numai El. Apoi, proslăvirea celui care ne poartă de grijă, celui care merită să fie proslăvit. Prin mulțumire, prin aducere aminte, noi îl proslăvim pe Cel care ne poartă de grijă, pe Cel care merită. Psalmul 50, versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Unii nu înțeleg așa bine cuvântul ăsta, proslăvește. Cum să-L proslăvesc eu pe Dumnezeu? Foarte simplu. Când îi aduci mulțumiri lui Dumnezeu, tu îl proslăvești pe Dumnezeu. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Când eu rostesc, Doamne, îți mulțumesc, asta îl proslăvește pe Dumnezeu. Asta îl înalță pe Dumnezeu, asta îl glorifică pe Dumnezeu. Noi asta facem când ne aducem aminte de îndurările Lui, de iertarea Lui, de vindecare, de izbăvire, de salvare. Și apoi, nu în ultimul rând, când ne aducem aminte și când îi mulțumim lui Dumnezeu, noi ne întărim în credință, fraților. Lucrul ăsta este extraordinar. Noi ne întărim în credință când ne aducem aminte de lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut, de modul în care Dumnezeu s-a purtat cu noi, de modul în care Dumnezeu ne-a izbăvit. Noi ne întărim în credință. Ceea ce a fost, modul în care Dumnezeu a lucrat, reprezintă o treaptă pentru a urca mai sus în cunoașterea Domnului și în experiențele noastre cu Dumnezeu. Țineți minte, în 1 Samuel, capitolul 17, e experiența lui David și a lui Goliat, o parte foarte frumoasă din istoria poporului Israel, și toți o cunoașteți, dar am să scot un aspect în evidență. Goliat era un om înfricoșător. Nimeni n-avea curajul să se lupte împotriva lui. Acolo, pe terenul, pe front, terenul de război, a sosit un tinerel care păstorea oile tatălui său. Era dintre cei mai mici din familie și probabil că n-a avut pregătire de război și probabil că i s-a permis să rămână acasă și pentru faptul că cineva trebuia să aibă grijă de oi. Nu știu exact cum s-a făcut alegerea soldaților în armată, că frații lui mai mari au mers la război. Cineva trebuia să rămână acasă. El a rămas acasă cu oile. Dar a venit trimis de tatăl său să aducă de mâncare și să vadă care e starea pe front. A venit David tocmai la momentul în care Israelul era în impas și a auzit cuvintele teribile pe care le rostea Goliat împotriva lui Israel și Dumnezeului lui Israel. Și David a zis: eu mă duc să mă lupt cu filisteanul acesta. Eu mă duc să mă lupt cu el. Saul s-a uitat la el, l-a măsurat din cap până în picioare
Saul era cu un cap mai înalt decât toți ceilalți din Israel. Asta înseamnă că era măcar cu un jumătate de cap mai înalt ca mine. Deci era un om de război. Și vreau să cred că a fost un om bine legat și puternic. Dar nu a avut curajul să meargă. David probabil că era undeva pe la 1.75-1.80 înălțime, pe la 5'10", 5'11", maybe 6 feet. Fără experiență de război. Și Saul, logic, justificat, îi spune lui David: David, tu nu ai calificarea necesară, tu nu ești pregătit, tu nu poți să mergi să te lupți. E absurd ceea ce zici. Nu te poți duce la război. Și ce face David, fraților? Ce face David? Care este argumentul lui? Argumentul lui David ca să meargă la război? Că el trebuia să dea un răspuns lui Saul. Când Saul i-a zis: David, nu ești pregătit, nu ești calificat, nu ești omul potrivit pentru ca să mergi la război. Care a fost explicația lui David? Care a fost argumentul lui David? Știți care a fost? Experiența lui din trecut. El a zis: împărate, stai să spun ceva, ce a făcut Dumnezeu în trecut. Vreau să spun că eu am niște experiențe cu Dumnezeu. Eu îl cunosc pe Dumnezeu. În trecut Dumnezeu a lucrat. S-a ridicat ursul împotriva mea și l-am biruit. S-a ridicat leul împotriva mea și am rupt falca. Aia e extraordinar. David folosește experiența din trecut. Face referință la experiența din trecut ca să-l convingă pe Saul că Dumnezeu e cu el și că Dumnezeu și acum poate să-i dea biruință. Și Saul a bătut în retragere. Saul a zis: a, lucrurile s-au schimbat. Dacă așa stau lucrurile, dacă asta e experiența ta, du-te, te îmbrac în hainele mele, armura mea și te duci la război. Nu, 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 împărate, nu, n-am nevoie. Mă duc eu așa cum am venit, pentru că Domnul Dumnezeul lui Israel este cu mine. Frați și surori, când îți aduci aminte de ce a făcut Dumnezeu în trecut, te întărești în credință azi. Pentru că azi s-ar putea că diavolul să vină și să șoptească: Dumnezeu nu-i la fel cum a fost, Dumnezeu nu mai lucrează acum cum a lucrat în trecut, Dumnezeu te-a părăsit, Dumnezeu a uitat de tine. Diavolul folosește tot felul de metode ca să scadă credința, ca să te ducă în stare de depresie, ca să te dai bătut, ca să fii deznădăjduit. Dar în seara aceasta vă invit, îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu, să ne aducem aminte. Aduți aminte de ziua de ieri, de anul trecut, de 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, n-are importanță câți ani în urmă. Aduți aminte de ultima experiență cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a intervenit, când Dumnezeu a lucrat, când Dumnezeu a izbăvit. Și când îți aduci aminte de harul lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu, de minunea lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu, când îți aduci aminte de experiențele cu Dumnezeu din trecut, astăzi tu zici: Dumnezeu e cu mine. Dacă până azi Domnul a fost cu mine, și mâine Domnul va fi cu mine. În seara asta poți să pleci din casa lui Dumnezeu încurajat și îmbărbătat de cuvântul lui și de experiențele pe care le-ai avut. Vedeți de ce e bine ca să ne aducem aminte? Aduți aminte, frate și soră. Aduți aminte de ce a făcut Dumnezeu în viața ta. De ziua în care te-ai izbăvit, de ziua în care te-a ascultat, de ziua în care te-a vindecat, de ziua în care te-a iertat. Aduți aminte pentru ca să poți să stai în picioare azi și mâine când vine diavolul la atac, să poți să biruiești. Și asta în numele Domnului Iisus Hristos și prin harul Lui. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Aș dori să ne apropiem de tronul harului în rugăciune cu mulțumire. Aduți aminte în rugăciune. Vă invit și vă rog, fraților și surorilor, aduți aminte de un moment special din viața ta și declară-l în seara asta, măcar un moment special.
în viața ta și declară-l înaintea Domnului. Spune: Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru puncte, puncte, puncte. Nu știu dacă a fost vindecare, iertare, izbăvire, salvare. Adu-ți aminte și mulțumește lui Dumnezeu. În felul ăsta noi toți îl proslăvim pe Dumnezeu. Noi declarăm că El este împăratul nostru, că de la El vin toate, că prin El le avem și datorită Lui putem să ne bucurăm de tot ce primim din brațul Lui. Haideți împreună cu capetele plecate să ne rugăm și apoi la încheiere prin fratele Petru Moroșan, fratele păstor de la Sibiu, să vină și să mulțumească Domnului în numele bisericii. Haideți cu capetele plecate, ne închinăm.